Salutare și bine v-am la un nou episod din DLC 2019 Update 2020 sau Dream League Soccer 2019 Update 2020. Și dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canal și să mai continua cu episoade. Un match sincer care e frică să-l joc, versus la Juventus în Champions League. Sper să ne descurcăm. Dacă nu, asta e. Nu știu ce să facem. Ce spune, să-l pornim sau nu? Haide să-l pornim. Sper să nu se închidă filmarea și să nu fie lag. Dacă va fi lag, voi opri filmarea, că n-are rost să filmez dacă este lag. Și începe pe stadionul lui Juventus acest meci incredibil și începe meciul. Juventus având posesia mingii, vom vedea ce vor face. Atacă cei la Juventus prin pasa către Cristiano Ronaldo, upper Hamilton. Deci după cum vedeți, deja ne atacă foarte rapid. Vitalie Damascan aici caută pe Cheșeru, reușește să o facă Cheșeru, un șut foarte prost. Și sincer nu știu ce șansă am fi avut la poarta lui Zgenski să dăm gol la distanța aceea, părerea mea. Dale Damascan aici o fază a României, Gabriel Torje. Aici un atac foarte periculos, putem fi lăsați mască, atacă Juventus, atacă Hamilton, gol Juventus. Bernandeschi deschide scorul pentru Juve. Of, of, of. Da, este posibil să fim eliminați din Champions League. Juventus o echipă foarte bună. Haide, bun, hai, că reușim să-i deposedăm. Chiar aș vrea să-i batem, dar va fi ceva aproape imposibil. Cuadrado aici, Damascan o încearcă, pasă către Cheșeru. Reușește Damascan, Cheșeru va șuta, apără Zgenski, nu, este incredibil. Ioniță. Va centra Ioniță către Damascan! Mamă, deci nu se poate. Hai deodată, mă, hai de capul zilele mele. Torje, hai Torje, aleargă. Torjică. Vitalie Damascan, mă, pas către Ioniță. Hai mă Damascan, dacă nu ești în stare să-l cauți pe Ioniță, care e la aceeași echipă cu tine, adică joacă la Republica Moldova. A, ne atacă foarte bine. Manduzic o pasă aici, șutează, gol Juventus. Bernandeschi iarăși face cale să marcheze în poarta noastră. Sincer, e posibil să mâncăm bătaie mare meciul acesta. Ma, că mă enervez, intru pe zonă necarge acum. Hai, dat, ai de capul zilele mele, scoateți-mă mingea! Ei, asta este. Din păcate, sunt foarte prost. Degeaba am avut noi o fază că Ioniță. Hai. Hai Cheșeru. Bun Cheșeru, bun. Da, degeaba bun că deci este un meci super, super greu. Degeaba o să mă chinui că oricât mai aș chinui este aproape, am șanse de 10% să egalez. După cum vedeți, trec minutele, ei continuă să atace, mamă, deci, sincer, mă mir ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi șutat din foarfecă. Ai, mă, Ioniță! Damascan. Hai. Da, asta e, se vede diferența jucătorilor, v-am spus. Update-urile când vom avea numai jucători români, probabil toți jucătorii români. Hai Cheșeru, aleargă, 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 aleargă.
Ioniță! Nu se poate, măi băiatule, n-ai cum să ratezi de acolo! Ce să mai ce... Am crezut că... fuge cu ea! Hai că a fugit mult. Ai mă, da... Da, asta este, bătaie 100%. Ronaldo nu și-a prea făcut el treaba meciul ăsta, dar Bernandeschi nu cam rup poarta. Asta este lipsa jucătorilor, mai ales a portarului care joacă foarte slab. Portarul trebuie spune că e cel mai slab din echipă. Dar poate cashier-ul nu vrea să lese neapărat România cu acest scor, vom vedea și această fază noastră. Da. Da, full time. Bernandeschi omul meciului și am fi întâlnit Napoli mai departe. Asta este. 2-0, să vedem dacă avem un român pe transfer. Continuează. Avem un nou român pe transfer și îl voi lua cu orice preț, Ștefan Radu. Sângat și over foarte mare. Nu o să... Risa nu-l iau. Să vedem, poate mai avem și alți români. Haide. Nu, aparent atâta. Ia să vedem. Nu pot să vând pe nimeni. Și cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul așa like, să vă abonați la canal și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!